Rechizițiile în penitenciare continuă, iar imaginația condamnaților uimește de fiecare dată. Recent a fost verificat penitenciarul numărul 15 de la Cricova. Oamenii legii au găsit, ca de obicei, telefoane mobile, tehnică interzisă, arme albe, droguri, dar și 10 de litri de băuturi alcoolice. Toate obiectele găsite au fost confiscate și predate poliției din teritoriu. Cei care au scotocit prin celulele deținuților sunt colaboratorii Direcției Securitate, Regim și Supraveghere. Condamnații le-au pregătit și de această dată surprize. În cele mai improvizate ascunzișuri, oamenii legii au găsit 11 telefoane mobile, 19 cartele SIM, 5 încărcătoare pentru telefon mobil, un modem, 3 iPad-uri, un cuțit, iar în interiorul unei sobe, 2 saci din polietilenă cu aproximativ 60 de litri de băutură alcoolică numită Bragă. Perchezițiile au continuat și în spațiile aferente, astfel în curte pentru plimbări de pe teritoriul penitenciarului a fost ridicat un pachet cu droguri. Verificatorii presupun că acesta a fost aruncat de un deținut în timpul controlului. Toate materialele și obiectele ridicate au fost predate poliției teritoriale. Cazurile sunt investigate.